Ne apropiem de cartea Iona în această dimineață. Am hotărât cu fratele Mihai să mergem în paralel. Ioan dimineața, Iona seara, să avem și Vechiul Testament și Noul Testament înaintea noastră. M-am gândit să numesc primele două versete sau titlul sau tema pasajului din dimineața aceasta, primele două versete, Evanghelia după Iona. În Sfânta Scriptură avem această veste bună, chemarea lui Dumnezeu pentru oameni ca să fie mântuiți, să fie recuperați. O avem nu doar în Noul Testament, ci o avem peste tot și în Vechiul Testament. Când găsim în Noul Testament Evanghelia după Matei, Evanghelia după Ioan, Evanghelia după Luca și așa mai departe, acestea nu sunt evangheliile lor, ci acestea sunt evangheliile lui Dumnezeu descoperite prin oamenii aceștia. Și în dimineața aceasta vedem în pasajul acesta că este tot Evanghelia lui Dumnezeu, un mesaj al lui Dumnezeu descoperit prin Iona sau felul în care Iona a înțeles mesajul lui Dumnezeu. Și eu sunt ferm convins, deși Iona de foarte multe ori este criticat și beștelit destul de bine, eu sunt ferm convins că Iona a crezut în mesajul lui Dumnezeu și a crezut în puterea lui Dumnezeu, că de asta nu s-a dus. Pentru că era ferm convins că acest mesaj al lui Dumnezeu are putere extraordinară de transformare. Dorim să ne uităm la Evanghelia după Iona, cum a înțeles Iona mesajul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu a vrut să-l transmită prin Iona cetății Ninive, acestor oameni care locuiau acolo, și să transpunem în viețile noastre, în perioada în care noi trăim, acest mesaj al lui Dumnezeu. Cartea Iona este o carte foarte bogată, doar capitolul 1 ne oferă o grămadă de informații despre ce vrea Dumnezeu de la noi, ce vrea Dumnezeu cu lumea din jurul nostru, ce deranjează profund pe Dumnezeu cu privire la viețile noastre, ce face Dumnezeu când noi o luăm razna, și vom vedea că Dumnezeu e în stare să facă foarte, foarte multe lucruri când o luăm razna, și face Dumnezeu, da? Nu așteaptă Dumnezeu să ne întoarcem noi, face Dumnezeu. Cum se folosește Dumnezeu de alți oameni, chiar de păgâni, de oameni care nu-L cunosc pe adevăratul Dumnezeu, ca să ne întoarcă înapoi. Cum trebuie să reacționăm noi la cercetarea lui Dumnezeu. Foarte multe lucruri importante pe care le vom vedea de-a lungul timpului. Însă în această dimineață ne vom apleca asupra cuvântului lui Dumnezeu, asupra primelor două versete cu precădere, ca să înțelegem mesajul lui Dumnezeu transmis lui Iona și apoi prin Iona. În primul rând vreau să subliniez în această dimineață metoda pe care Dumnezeu o folosește. Și în această metodă observăm în primul rând că Dumnezeu întotdeauna caută oamenii. Întotdeauna căutarea pentru mântuirea omului începe de la Dumnezeu, nu de la om. Întotdeauna când găsim un om care îl caută pe Dumnezeu în Sfânta Scriptură și Biblia nu ne spune expres că Dumnezeu l-a căutat întâi sau că Dumnezeu a făcut ceva, noi știm de la sine că Dumnezeu a făcut ceva în viața acelui om. Chiar dacă există un pasaj în care autorul n-a intenționat să ne vorbească despre căutarea lui Dumnezeu, ci specific despre căutarea omului, noi știm din toată Sfânta Scriptură că întotdeauna Dumnezeu caută omul. Întotdeauna Dumnezeu caută omul și caută oamenii. Dumnezeu a pornit în căutarea omului din cartea Geneza, din grădina Edenului, când Adam și cu Eva s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Aceasta este o veste extraordinară pentru noi și pentru oameni. Dumnezeu nu doar pornește în căutarea omului nemântuit. Veți vedea că atunci și când omul mântuit se răzvrătește și păcătuiește împotriva lui Dumnezeu, întotdeauna este Dumnezeu acela care îl cercetează, care îl caută și care lucrează. Este o veste extraordinară pentru lume, este o veste extraordinară pentru noi. În dimineața aceasta, înțelegând că Dumnezeu este un Dumnezeu al harului, al dragostei și caută pe om. Spre deosebire de creștinism, orice formă de păgânism, chiar dacă e îmbrăcată cu formule creștine, este păgânism îmbrăcată cu formule creștine, în păgânism omul trebuie să facă ceva ca să îl câștige pe Dumnezeu. Omul este acela care inițiază. Vom vedea imediat și pe păgânii din pasajul acesta. Oameni care cred că îl pot stimula, îl pot provoca, îl pot face pe Dumnezeu imaginat de ei să reacționeze. În păgânism, Dumnezeu plăsmuit de imaginație este un Dumnezeu care trebuie căutat, care trebuie convins, care trebuie urmărit într-un fel sau altul. Al doilea lucru pe care vreau să spun despre metoda lui Dumnezeu este că Dumnezeu caută oamenii prin cuvânt. Primul cuvânt din cartea Iona este cuvântul. Ăsta e primul cuvânt din cartea Iona. Cuvântul Domnului a vorbit. Este un lucru extraordinar să știm că avem un Dumnezeu care se descoperă, care se revelează.
Acesta este unul dintre răspunsurile fundamentale pe care trebuie să le dăm prietenilor noștri agnostici. Poate este Dumnezeu undeva, dar noi nu știm. Ba da, știm. Dumnezeu s-a descoperit. Dumnezeu s-a revelat. Gândiți-vă în ce nebunie am fi fost cu toții să avem dovezi clare a existenței unui Dumnezeu, dar nu știm cum arată Dumnezeu ăsta, cum vrea să ne apropiem de El, dacă putem să ne apropiem de El, în ce fel vrea El să ne apropiem de El și să mergem de mii de ani de zile pe încercate. Și Dumnezeu, când nu ne apropiem cu trebuie, să ne lovească, să ne... și așa mai departe. Și să nu știm. Dom'le, nu știm. La un moment dat se ajunge la o frustrare în asta universală pe pământ. Dom'le, este Dumnezeu, suntem de acord, dar nu știm cum vrem să ne apropiem de El. Asta este. Ne resemnăm că nu înțelegem cum vrea să ne apropiem de El. Cuvântul Domnului a vorbit pe înțelesul nostru ca să înțelegem. A vorbit cuvântul Domnului. Dumnezeu s-a descoperit. Dumnezeu ne caută, dar nu doar că ne caută. Dumnezeu ne caută prin cuvânt. Lumea seculară a început să promoveze foarte intens ideea asta că generația în care noi trăim, adică generația mea, datorită tehnologiei, tablete, telefoane, internet, consumare foarte mult de mass media, coeficientul nostru de atenție a scăzut foarte mult. Avem o deficiență majoră de atenție. Cu excepție biserica noastră, bineînțeles, că noi putem să stăm 75 de minute la o predică. Nu în dimineața asta, dar în general. Da, avem o deficiență de atenție. Ideea asta din lumea seculară este preluată de biserici. Și veți vedea că în adunări se fac foarte multe lucruri, foarte multe lucruri menite să-i stârnească omului atenția și să-l țină atent. Ascultam un predicator tânăr săptămâna aceasta. Eu nu pot să ascult o predică la cap la coadă. Dau la mijloc, așa, aleator, să văd ce spune. Și dacă dau de 2-3 ori, în 10 secunde și văd că nu a fost nimic care mi se pare mie că merită ascultat, am închis clipul și îmi văd de treabă. Și spunea, zice, vedeți, chiar și acum, și se plimba acolo catiterezul, predicatorul în față, din partea mea, dintr-o parte în alta, dintr-o parte în alta. Vedeți, eu trebuie să fac asta ca să vă țin atenți, că din cauza faptului că consumați mass media, voi nu mai puteți fi atenți. Și făcea pe acolo tot felul de scheme. A fost preluată ideea asta, asta n-ar fi chiar atât de gravă, dar adunările au început să facă foarte multe lucruri care n-au ce căuta în mijlocul bisericii, în mijlocul poporului Dumnezeu, datorită faptului că a preluat ideea asta. Ideea asta preluată din lumea seculară, că nu putem să fim atenți la ascultarea cuvântului Dumnezeu, este un atac direct împotriva misiunii principale pe care o are de făcut biserica. Adică să proclame cuvântul în interior și în exterior. Să știți, asta este. Asta este. Eu sunt un tânăr care, nu știu, din generală am consumat sau am folosit tehnologia la maxim. Deci imaginați-vă sute de ore. Sute de ore în fața calculatorului, nopți după nopți în fața calculatorului și poți să ascult o predică de 70 minute. Eu nu zic că nu există o problemă, există o problemă, dar să înțelegem că diavolul urmărește să coboare importanța cuvântului Dumnezeu pe orice cale. Pe orice cale. Și o biserică să asculte, ați auzit ce a zis lumea seculară, noi nu mai putem fi atenți. Lasă-mă, hai să ne jucăm în adunare, hai să dansăm, hai să țipăm, hai să facem discotecă, că nu mai putem fi atenți, că așa ne-a spus lumea. Acesta este un afront direct adus cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în religiile tradiționale, există tot un soi de subminare a cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat poporului Israel un fel de abecedar. Când se ducea la templu, vedea cu ochii, domnule, nu putem intra în prezența lui Dumnezeu, îi perdeau aceea, trebuie să aducem animale. Era acolo putoare, era miros de animale, domnule, simțeai totul, era în fața ochilor tăi, vedeai Evanghelia în fața ochilor tăi. Trebuie să moară un animal ca să fie acoperite păcatele mele și așa mai departe. Însă când am ajuns în această epocă a Evangheliei depline, să spunem așa, că Evanghelia a existat și harul dintotdeauna și credința dintotdeauna, când Dumnezeu ne-a lăsat lucrurile clar, când avem o lucrare specială a Duhului Sfânt în viețile noastre, noi nu mai avem nevoie de acel abecedar în fața ochilor, să vedem lucrurile, da? În fața ochilor. Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Lui, ne vorbește prin Duhul Sfânt. Acesta este felul în care noi să ne întoarcem acum și să aducem iară ceremonii în adunare și să începem să facem iară lucruri asemănătoare sau identice cu cele pe care le făceau evreii la templu, înseamnă să regresăm. Înseamnă să nu credem în metoda pe care Dumnezeu a ales-o, prin care El lucrează în această perioadă. Adică prin cuvântul Lui și prin Duhul Sfânt. Prin cuvântul Lui și prin Duhul Sfânt. Și nu doar lucrul acesta se întâmplă poate în ortodoxie, în catolicism și așa mai departe, evanghelicii au început să adopte tot felul de metode care înlocuiesc cuvântul. Vreau să insist puțin asupra acestui lucru. Cuvântul Domnului a vorbit. Au început să adopte. Și avem pantomime, avem filme, avem porțile raiului și flăcările iadului, avem drumul crucii, avem marșul învierii. Domnule, trebuie să vadă omul. Să se ducă oamenii, l-am văzut pe Domnul Iisus.
Bineînțeles, a fost acolo scenetă sau ceva făcut acolo în mijloc, în mijlocul orașului, în public, s-au strâns oamenii, au plâns oamenii când au văzut pe omul ăla care limita pe Domnul Iisus, cum era biciuit, cum a ajuns să fie răstignit, au plâns oamenii. Și? Și au plâns. Și? Și atâta. Și atâta. Nu, Doamne, vai, tu ești împotriva lucrării lui Dumnezeu. Vai, ne pierdem tinerii. Mi-am spus, Doamne, ne pierdem tinerii din adunare din cauza ta. Ce cu statea studii? Nu, tinerii au nevoie să te relaționezi la ei pe limba lor. Să faci scamatorii cu ei, să faci show cu ei, să fii un fel de clown. Doamne, nu de asta te-am angajat, să fii un fel de clown, Doamne. Folosește atâtea instrumente pe care le avem. Cuvântul nu mai funcționează la tineri, cuvântul. Oare? Apoi aș dori să... Referitor la această metodă, să mai spun următorul lucru. Dumnezeu caută oameni prin oameni. Dumnezeu caută oamenii. Dumnezeu caută oamenii prin cuvânt. Dumnezeu caută oamenii prin cuvântul oamenilor. Da? Cuvântul lui Dumnezeu care i-a dat oamenilor. Auziți ce zice? Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai. Acesta este modul, metoda pe care a ales-o Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca om care este păcătos, care are și el problemele lui, care are și el familia lui, care are și el tot felul de circunstanțe prin care trece, bune sau rele, acest om să se ducă la alt om care și el trece printr-o grămadă de lucruri, să-i spună Evanghelia și să-i mărturisească Evanghelia. Asta este metoda lasă de Dumnezeu. Și este foarte clar spus lucrul acesta în cuvântul lui Dumnezeu din locul acesta. Asta este, sunt câteva cuvinte pe care am vrut să le spun cu privire la metoda folosită de Dumnezeu prin Evanghelie. Apoi dorim să ne uităm la misiunea pe care o dă Dumnezeu. Unii dintre noi, în urma studiului despre evanghelizare, încă avem niște lucruri de dărâmat din mintea noastră. Încă avem niște întărituri acolo. Încă avem niște scuze sau niște idei sau niște concepte care ne împiedică să facem pur și simplu lucrarea aceasta de mărturisire a Evangheliei a Domnului Iisus Hristos. Vreau și îmi doresc ca Duhul lui Dumnezeu să dărâme încet, încet, studiu după studiu, predică după predică, să dărâme lucrul acesta din mintea noastră. Uitați-vă la misiunea pe care Dumnezeu o dă lui Iona. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Vreau să subliniez primul lucru, că această misiune a fost foarte clară, da? Este ceva complicat în ea? Auziți, scoală-te, du-te la Ninive, îi spune, cetatea cea mare, strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Semnul exclamării, punct. E clar? Sau nu? E clar, nu? Misiunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă față de lumea din jurul nostru este clară sau nu? Foarte clară. Această misiune este și concisă. Nu există niciun detaliu complicat aici. Este simplu, este extrem de simplu. Mesajul pe care Dumnezeu este extrem de simplu și la fel este mesajul pe care noi trebuie să-l dăm lumii. Și suntem ajutați, este un har extraordinar. Sunt de acord că unii oameni din foarte multe biserici și adunări habar nu au să comunice Evanghelia. Dar în locul acesta ni s-a spus foarte clar, sunt 4 puncte fundamentale în Evanghelie, ni le-a aliterat pe fiecare, să le ține minte. Când stai de vorbă cu un om, știi exact ce trebuie să comunici. Poate nu în ordinea asta, dar știi exact ce trebuie să-i comunici. Da? De creație, de cădere, crucea Domnului Iisus, de confruntarea care vine prin Evanghelie, pocăința pe care noi trebuie să avem și să răspundem înaintea lui Dumnezeu. Este un mesaj concis. Este un mesaj concis. Nu este complicat, nu trebuie să te gândești. Stai așa că e 1 roman, 2 roman, 3 roman, 4 roman, la 1 roman am 2 puncte, la al doilea subpunct am 2 subpuncte, la primul subpunct am A, B, C și cu I. Deci ai o teză de doctorat, când stai de vorbă cu un om, trebuie să-i spui, domnule, am scăpat I-ul ăla, al doilea, am scăpat-o ăla. Nu o să fie mântuită asta niciodată. Nu e așa. Este un mesaj concis. Zice, du-te și strigă împotriva ei. Și Duhul lui Dumnezeu își face lucrarea când noi ascultăm și facem ce ne-a poruncit Dumnezeu. Această misiune este și concretă. Auziți ce spune? I se spune, du-te la Ninive, cetatea cea mare. Este concretă că îl trimite într-un loc concret, este concretă că îi spune ce să facă exact. Da? Este concretă, specifică, exactă. Noi ne ducem la oameni și zice, mă, oare ce o să-i spun? Mulți merg pe ideea să zice, spune în Scriptură, că o să-ți dea Dumnezeu cuvinte atunci. Nu trebuie să te pregătești, nu trebuie să citești Biblia, nu trebuie să-ți bați prea mult capul cu doctrine, cu dogmele bisericii, te călăuzește Duhul Sfânt direct. Tu nu mă aduci, deschideți gura. Și Duhul Sfânt bagă bala asta acolo, puternic. Nu este așa. Nu este așa. Este ceva concret ce Dumnezeu ne-a dat să spunem. Noi nu putem să inventăm noi. Noi nu putem nici să adaptăm. Noi putem cu imaginația noastră să mai băgăm noi așa câte o idee.
Lucrurile, v-aș putea da zeci de exemple. Și cred că efectul negativ prin faptul că mulți oameni se întorc în mod fals la Dumnezeu, efectul negativ se datorează și acestor adausuri puse la mesajul simplu al Evangheliei. Sau chiar schimbarea mesajului Evangheliei. Pentru că noi așa credem că așa prinde la oameni, da? Este un mesaj concret. Știm ce Dumnezeu ne-a spus. Apoi vreau să observați gravitatea. Gravitatea situației. Gravitatea situației. Cred că în acest pasaj observăm foarte clar esența Evangheliei. Ce este așa de grav? Încât noi suntem chemați de Dumnezeu, ni se spune mereu să mergem și să spunem oamenilor despre Domnul Iisus Hristos. Ce e așa de grav, Domnule? Vezi, în pasajul acesta nu se spune nimica despre iad. Nu că iadul n-ar exista. Dar nu se spune nimica despre iad. Să știți că există ceva mai grav decât iadul. Există ceva mai grav decât iadul. În pasajul acesta, Evanghelia este umanizată sau există astăzi Evanghelie umanistă pentru că se pune foarte mult accent pe om. Să predică ceva din Evanghelie, dar să pune foarte, totul dintr-o perspectivă omenească. De exemplu, să vorbește foarte mult despre consecințele păcatului. Să predică Evanghelia, vorbește foarte. Vezi ce a făcut păcatul în viața ta. Uite ce a făcut păcatul în trupul tău. Uite ce a făcut păcatul în familia ta. Uite ce a făcut păcatul în relația cu prietenii tăi. Uite în relația cu soțul tău, cu copiii tăi. Vezi unde ai ajuns dacă ai făcut aia și aia și Dumnezeu ți-a spus să nu faci și tu ai făcut? Vezi unde ai ajuns? Consecințe de tot felul. Și omul zice, da măi, și adevărat că păcatul are niște consecințe din toate punctele de vedere, începând de la macro, dacă ne uităm la natura din jurul nostru care suferă datorită păcatului și coborăm în jos. Ne uităm la structurile societății, până coborăm la familiile noastre, până ne uităm la noi și la sufletul nostru și la trupul nostru și vedem că suntem afectați de păcat. Este adevărat lucrul acesta. Dar nu acesta este cel mai grav lucru cu privire la păcat. Alții spun că păcatul este grav pentru că el ne-a făcut victime ale diavolului. Dom'le, ce să facem? Diavolul a pus, da, ne-a înșelat, a pus mâna diavolului pe noi. Suntem așa cum suntem. Asta este. Asta este. Dar dacă venim la Dumnezeu, scăpăm de treabă. Suntem niște victime. Nu suntem chiar, suntem responsabili, dar nu chiar așa de responsabili. Cu oricum, dacă suntem prinși în cursa diavolului, ce să facem? Măi, satana asta m-a ispitit să fac lucrul. Bă, s-a băgat satana. Și tot, el e vinovat. El are o lucrare, el își face treaba lui, fără doar ce poate. Dar noi suntem deplin responsabili înaintea lui Dumnezeu, da? Sau se vorbește foarte mult despre acțiuni păcătoase, despre acțiuni păcătoase și omul aude Evanghelia, zice, Dumnezeu te poate ajuta, Dumnezeu te poate scoate. Și stai mai liniștit că pot să rezolvi eu treaba asta, comportamentul ăsta deviant. Îl rezolvi eu de viața mea. Și omul să chinuie să rezolvi un comportament deviant. Unii se lasă droguri, unii se lasă de alcool, unii se lasă de țigări fără ajutorul lui Dumnezeu. Trebuie să fim foarte naivi. Să credem că oamenii nu pot corecta anumite comportamente deviante, le numesc așa, fără ajutorul lui Dumnezeu. Este foarte naiv să credem lucrul acesta. Foarte naiv. Nu asta vine să rezolve Evanghelia, anumite acțiuni greșite din viața noastră. Uite-te, ce problemă ai tu? Mă, nu știu să mă porc cu nevasta. Stai liniștit, noi te putem ajuta. Dumnezeu te poate ajuta. Dumnezeu e răspunsul la orice. Stai puțin. Există o înțelepciune comună lăsată Dumnezeu și în lumea seculară, pe care oamenii dacă o folosesc, dacă oamenii o folosesc, ajunge să dea roade, pentru că Dumnezeu a dat o lumină și, să spunem, un har general, o înțelepciune generală tuturor oamenilor. Dacă oamenii o folosesc în termenii lui Dumnezeu, aia va da roade. Fără ca omul să vină și să primească Evanghelia, fără să fie născut din nou. De aceea repet că este foarte important punctul acesta. Ce este așa de grav încât trebuie să predicăm Evanghelia? Care e esența? Uitați care este. Scoală-te, du-te, și strigă împotriva ei. Și auzi ce spune. Căci răutatea ei s-a suit până la mine. Centrul Evangheliei, cel mai grav lucru la ora actuală, este că Dumnezeu este mânios datorită păcatului. Este cel mai grav lucru. Nu există nimic mai grav decât asta. Acesta este cel mai grav lucru. Nu că păcatul face ceva în noi, nu că noi vom fi, că noi vom suferi în iad anumite suferințe asupra cărora sunt multe de discutat, ci cel mai grav lucru este că Dumnezeu este supărat. Dumnezeu este mânios. Consecința cea mai gravă a păcatului, asta este. Și aici vedem în Iona sumarizat atât de bine și atât de frumos lucrul acesta. Vedem apoi că misiunea nu este doar, nu arată doar gravitatea situației, ci este și o misiune urgentă. O misiune urgentă. Felul în care sunt puse verbele în pasajul acesta ne arată lucrul acesta suficient de clar. Suficient de clar. Scoală-te, du-te! Nu știu dacă ați simțit vreodată lucrul acesta.
simți așa o presiune în duhul tău, din partea Duhului lui Dumnezeu, într-o anumită situație. Acum trebuie să spui. Acum trebuie să vorbești. Noi am avut o experiență cât timp am stat în Oltenia. Ei, puțin paralel, dar arată lucrul acesta. O experiență, ne-am strâns toată familia de sărbători și o cumnată de-a mea a spus, hai să mergem în vizită la un frate din adunare care nu mai venise de multă vreme la adunare, care era foarte bolnav. Și tot a insistat, nu mai, domnule, cu semințe, cu portocale, cu nu știu ce, stăteam acolo, nu știu de sărbători să vizitezi frate. Da, nu știu, nu? Nu știu, cred că a doua zi a murit. A fost așa, cât era să ne ridicăm, să ne îmbrăcăm, să ne încălțăm, să ne ducem, să stăm 15 minute la omul ăla. Că nu era satul cât Zalău. Era un sat micuț, imediat ne duceam și ne rezolvam problema. Asta nu este un tip de manipulare. Mă, vezi că s-ar putea să moară cineva mâine. Mâine chiar s-ar putea să moară cineva. Înțelegi? Deci trăim la risc non-stop. Deci oricum se poate întâmpla ceva. Este o urgență în ordinea acestor verbe. Scoală-te, du-te! Scoală-te, du-te! Și Iona a acționat foarte urgent. S-a sculat și s-a dus. Dar unde n-a trebuit? Dar s-a dus. S-a sculat și s-a dus. El a înțeles urgența misiunii. Lucrul acesta este... Eu cred că s-a pierdut acest sentiment al urgenței, dar s-a pierdut acest sentiment al urgenței și cu ajutorul metodelor folosite de adunare. De exemplu, se spune că evanghelizările de iarnă sunt primăvara sufletelor. Da? Programăm pe Dumnezeu ca mașina cu sirocop, da? Sau ca aer condiționat, dacă e mai complicat, parcă aia e programat. Doamne, vezi că în săptămâna cu tare, noi 7 zile avem în anul ăsta de făcut evanghelizare. Lasă alte adunări, pregătește-te, vină cu toată puterea. Noi atunci facem evanghelizare și îți dăm și orele exacte. Deci punem pe internet, îi poți uita, poți verifica acolo, atunci avem evanghelizare. Dacă e ceva de mântuit, atunci e de mântuit. Noi în restul anului nu avem timp. Și nici oamenii din lume n-au timp să ne asculte pe noi în restul anului. Vină. Am făcut săptămâna de evanghelizare, după ce am făcut săptămâna de evanghelizare, frate, domne, dacă au fost mulți oameni, dacă s-a predicat bine, dacă s-a cântat bine, oamenii au și un fel de satisfacție, ne-am făcut datoria. Oare? Eu nu cred că ne-am făcut datoria. Lucrul acesta ne-a desensibilizat profund și a desensibilizat profund, pentru că adunările evanghelice în general fac lucrul acesta. Eu nu spun că e greșit să ai o săptămână la rând în care faci evanghelizare. Nu mă înțelegeți greșit. Că am face evanghelizare în fiecare zi, numai să aibă cine să ne asculte. Ci spun că această urgență pe care ar trebui să o înțelegem personal a fost transferată asupra altora. Ne-am făcut treaba o săptămână, dacă am chemat pe cineva ne simțim mai bine, dacă am reușit să chemăm 2-3 oameni, ne simțim extraordinar de bine. Și un an de zile, 365 de zile, sunt scutite prin 7 zile sau 5. Sunt scutite. Dacă n-am reușit să chemăm pe cineva, zicem totuși o fum mulți prieteni, las că e ok, e bine. Lucrul acesta nu este corect. Vreau să mă observați nu doar urgența. Și eu mă bucur, vreau să spun lucrul acesta deschis, chiar mă bucur că îi văd pe frații, am participat la câteva situații care frații au interacționat și au prezentat Evanghelia. Este un lucru extraordinar. Este un lucru extraordinar să facem lucrul acesta. Dumnezeu ne cere să facem lucrul acesta. Chemarea aceasta, misiunea aceasta este personală. Unii frați din unele adunări, din multe adunări, chiar dacă nu spun cu glas tare, unii spun cu glas tare, că nu au niciun fel de problemă, chiar dacă nu spun cu glas tare, se uită la noi, frate Mihai, dar noi pentru ce te plătim pe tine? Adică noi pentru asta te-am pus să faci tu evanghelizare. Acum, eu te plătesc pe tine și tu spui să fac eu evanghelizare, mă vezi să fac eu evanghelizare. Păi tu trebuie să faci evanghelizare. Greșit, fundamental greșit. Rolul lucrătorilor în adunare este să echipeze toată adunarea să fie în stare să facă lucrul acesta la nivelul micro. Adică avem această expresie foarte bună de cercuri concentrice. Fiecare dintre noi suntem puși de Dumnezeu într-un anumit loc unde nu suntem ceilalți. Eu vă spun că orice oraș din țara asta care are minim 30 de pocăiți, care fiecare dintre ei, în cercurile în care sunt ei de influență, dacă și-ar face treaba, ar arăta cu totul diferit. Cu totul diferit. Atâta, 30 de oameni să fie. Ascultați-mă, 30 de oameni să fie. Dar fiecare să ia responsabilitatea aceasta serios. Eu sunt mamă. În primul rând, față de copiii mei, trebuie să vestesc Evanghelia. Să le vorbesc despre Domnul Iisus Hristos. Să le transmit lucrul acesta. Calvin are 2 ani și 9 luni. Dar așa, am apucat să citesc cu el Matei 14. Aleator așa, să găsesc niște istorisiri din Biblie. Și am citit, cred că de când am venit la Zaul, 4-5 zile la rând, Matei 14. 2 istorisiri de acolo.
cred că acum știe în proporție de 95% pe de rost. N-am vrut să-l învăț pe de rost. Pur și simplu îi citesc seara înainte de culcare două istorisiri din Biblie. Le-am citit de-a teoretic, aproape le-am învățat pe de rost. Lucrul acesta se poate face. E o responsabilitate pe care trebuie să-mi iau un timp față de copiii mei. Mulți! Sau doamne, evanghelizez, ia Africa, America Latină. Toată lumea evanghelizez și copiii lui sunt pierduți. Da? Începem de unde trebuie să începem. De acolo, din casă. Să nu mă trezesc că îi pierd pe a mei din casă. Da, aia, planul lui Dumnezeu. Că îi pierd pe a mei din casă în timp ce încerc să-i câștig pe alții. Încep cu cei din casă. Încep cu soția mea. Da? Trec... Ea e prima, da? Merg la următorul cerc, la copiii mei, merg la următorul cerc, la vecinii mei, merg la următorul cerc, la prietenii mei apropiați. Merg la următorul cerc, la cei cu care am interacțiune din când în când. Merg la următorul cerc și trebuie să-mi fac datoria aceasta. Niciunul dintre dumneavoastră nu stați cu Calvin cât stau eu. Și niciunul nu sunteți capabil și nu aveți puterea să-i transmiteți Evanghelia cum o transmit eu. Pentru că eu am o relație cu el. El mă cunoaște, el mă iubește, noi stăm împreună, el primește altfel lucrurile de la mine. Dacă eu nu fac treaba asta, cine s-o facă? Oh, frate păsor, noi ți-am dat tinerii pe mâna ta. Uite ce ai făcut cu tine, că i-am dat pe mâna ta. Cine te-a pus să-i dai pe mâna lui? Cine ți-a spus să-i dai pe mâna lui? Aceasta nu este o autoritate care se poate delega. Acesta este felul în care trebuie să înțelegem misiunea. Este o responsabilitate personală. Această responsabilitate personală a fost distrusă în mai multe feluri. Prin profesionalismul care s-a promovat în multe adunări, avem un evanghelist specializat. Un profesionist. Da, cum e unul mecanic, cum e unul doctor, am făcut pe unul evanghelist. Sunt evangheliști care trebuie să facă lucrul acesta ca misiune pe care Dumnezeu le-a dat-o. Dar faptul că este unul care face lucrul acesta și ni se pare nouă că a făcut o profesie din asta, deși evanghelizarea nu este niciodată o profesie, Că dacă numai profesioniști ăștia foarte studioși, avem unul care studia, e puternic pe evanghelizare, dacă unul chemăm pe ăsta nu se pocăiește nimeni, înseamnă că mântuirea ține de IQ și de capacitatea, de o specializare anume. Lucrurile sunt foarte grave atunci. Da? Noi nu putem, nu avem niciun specialist din asta, da? Nu sunt profesioniști în a evangheliza. Sunt oameni dedicați pentru treaba asta, dar profesionalismul care e promovat în multe cercuri a distrus ideea asta de responsabilitate personală. Iarăși, concepția asta pastorală, că avem un pastor, eu așa numesc, o caracatiță care se bagă peste tot și face orice și de toate și toată lumea trebuie să stea numai să mănânce ca la mol și numai să-și exprime sclifoselele, iarăși asta a distrus, a desensibilizat omul și l-a deresponsabilizat de o responsabilitate personală. Că el trebuie să facă evanghelizare personală. Succesul, repet lucrul acesta de câte ori am ocazia, succesul bisericii primare a constat în faptul că fiecare credincios din biserica primară a înțeles că vocația lui este o platformă pentru a-L mărturisi pe Domnul Iisus Hristos. Vocația este o platformă pentru a-L mărturisi pe Domnul Iisus Hristos. Dacă Domnul te-a chemat să fii mamă, aia este vocația ta, chemarea ta, mărturisește pe Domnul Iisus Hristos acolo. Dacă Domnul te-a chemat să fii doctor, profesor, nu înseamnă, trebuie să te simți, bă, ce aș... Am auzit mulți oameni. Mi-ar fi plăcut și mie să fiu ca tine, să pot să mă duc, să predic Evanghelia. Nu, e greșit, fundamental. Eu nu pot să ajung la oamenii în care, în cercul ăla de oameni în care ești tu în fiecare zi, cu care ai o relație, pe care îi cunoști, care te bagă în seamă, care te ascultă, cu care discuți. Eu niciodată nu o să pot fi acolo. Mă, te chem eu să vii odată la mine la lucru. Tu ești la lucru la tine, nu trebuie să vin eu la lucru la tine. Tu ești la lucru la tine. Frate, vine repede la mine că e un om aici. Dacă îl pierdem pe ăsta, tu o spune despre Domnul Iisus Hristos, dar eu nu știu să spun așa ca tine. Nici nu-i nevoie să spui așa ca mine. Nici nu-i nevoie. Da? Nici nu-i nevoie. Și mai amintesc responsabilitatea asta personală, am amintit parțial, este parțial distrusă prin evanghelizările făcute numai între ziduri. Uitați ce îi spune Dumnezeu lui Iona. Scoală-te, du-te la Ninive, fă o biserică în 30 de ani și cheamă-i pe oameni să vină la biserică. Nu. Chemarea noastră este să ne ducem unde sunt oamenii. E important să-i chemăm la adunare, lucrurile acestea sunt complementare, nu se contrazic între ele, da? E important să chemăm oamenii în mijlocul adunării, unde Dumnezeu lucrează și vorbește și cercetează, dar este foarte important să ne ducem în mijlocul lor. Noi trăim deja între ei. Noi suntem acolo. Și este important să cărăm cu noi și să ducem cu noi acest mesaj, acest mesaj al mântuirii. Apoi vedem că această misiune ne arată că... mesajul lui Dumnezeu, Evanghelia lui Dumnezeu este nediscriminatorie, nediscriminatorie. Și acum noi putem să discutăm cu privire la faptul, domnule, dacă numai unii sunt aleși, nu? Dacă numai, să zicem, să o luăm altfel. Dacă Dumnezeu știe dinainte că numai unii o să fie mântuiți, da? Să presupunem că oamenii se mântuiesc deplin prin decizia lor. Haideți să o luăm așa.
Că oamenii se mântuiesc prin decizia lor. Eu am apăsat butonul să mântui. Nu-l apăs, nu-ți mântui. Să o luăm așa. Dumnezeu știe dinainte cine o să apese butonul să fie mântuit, da? Să ne dea Dumnezeu o cărțulie în care să ne scrie numele tuturor acelora care vor fi vreodată mântuiți. El știe cine o să aleagă să fie mântuit, să ne dea cărțulia. Ce să ne ducem, domnule, să predicăm la atâția oameni? E, Dumnezeu a ales să nu dea cartea aia vieții, înțelegeți? În care e scrise numele. Nu, n-a vrut Dumnezeu să ne dea. Și pentru că Dumnezeu nu ne-a dat-o, noi trebuie să vestim Evanghelia nediscriminatoriu. La oricine și oricând. Și vedeți, această idee de discriminare, o vedem prezentă la Iona și dezbătută mai clar în capitolele ulterioare, omul avea o problemă cu faptul că Dumnezeu iubea și pe alți oameni. Mă înțelegeți? Avea o problemă cu faptul că Dumnezeu iubea și pe alții. Mă, dar stai, noi n-am reușit să-L sechestrăm pe Dumnezeu numai la evrei? Nu! Nu reușim să-L aducem unii, să-L aducem noi, mă, ăștia-s buni, ți-e extraordinar că ei, dar n-au Duhul Sfânt. Noi l-am luat pe Duhul Sfânt, ven la degetul nostru mic, avem telecomanda, când vrem vine Duhul Sfânt la noi și face lucrări. Da? Omoare boala asta, dorința asta de a izola pe Dumnezeu, de a-L face pe Dumnezeu specific unei categorii de oameni. Specific unei categorii de oameni. Și lucrul acesta este fundamental greșit. Dumnezeu sparge toate barierele. Dumnezeu prin Evanghelia Lui sparge toate barierele și face că ea să ajungă la orice categorie, la orice categorie de oameni. De ce avem în Sfânta Scriptură texte care vorbesc într-un mod universalist? Nu că Dumnezeu i-ar mântui pe toți. Și ca să ne bage nouă în cap ideea că trebuie să ne ducem să vestim Evanghelia la toți. Da? Această misiune este nediscriminatorie. Este o misiune confruntativă. Și bineînțeles avem această opoziție modernă, postmodernă, mă scuzați, postmodernă, împotriva ideii de confruntare. Dacă te aude cineva că ai spus un lucru negativ, gata, domnule. Păi distrugi stima de sine a omului să-i spui despre păcatele lui. Îi distrugi stima de sine. Nu ești destul de tolerant. Trebuie să fii tolerant. Când ajungi în privința lucrurilor negative, trebuie să intri așa pe o linie din asta de toleranță absolută. Nu ai voie să spui nimic negativ. Evanghelia nu este așa. Evanghelia nu este așa. Auzi ce îl trimite. Misiunea lui Iona zice, du-te și strigă împotriva ei, că și răutatea ei s-a să-i pună la mine. Deci în misiunea lui Iona, era cuprinsă această responsabilitate de a face cunoscut acestor oameni păcatele lor și faptul că Dumnezeu este supărat pe păcatele lor. Evanghelia este Evanghelia care confruntă păcătosul. Și îl confruntă întâi ca să-l mântuiască. Da, am putea să ne ducem, am întâlnit câțiva indivizi din ăștia în viața mea, poate și eu am fost la un moment dat în felul acesta, care vedeau Evanghelia numai confruntare. Da? Să-l bagi pe omul încet un mormânt așa. Ești așa, 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 așa. Mă, gata, am înțeles. Mai există ceva? Mi-ai dat vestea rea. Altceva mai ai de spus? Stai că nu cred eu că ai ajuns tu să simți destul păcatele tale. Mai dă-i o tură. Ok, eu mai dat o tură. Nu, stai, nu cred că e destul. La cât ai făcut tu? Încă o tură. Și nu mai vine vestea bună niciodată. Și a transformat Evanghelia numai în ceva care confruntă. Și n-a mai venit voie bună. Da? Evanghelia confruntă, dar confruntă pentru că există o soluție. Cu alte cuvinte, noi nu confruntăm oamenii din plăcere. Nu știu dacă ați văzut vreodată, ați discutat cu oamenii și ați prins așa cu un anumit lucru. L-ai făcut să-și simtă nevoia de Domnul Iisus. Și parcă ai găsit o satisfacție în faptul că l-ai văzut pe om că și-a închis, nu mai are ce spune. Asta nu de asta confruntăm oamenii. Nu confruntăm oamenii dintr-o plăcere pe care o avem că oamenii își închid gura în fața lui Dumnezeu. Sau în fața Evangheliei. Nu acesta este motivul. Confruntăm oamenii ca oamenii să găsească această cale spre pocăință. Când îmi înțeleg păcatul, înțeleg că trebuie să mă las de el. Când îmi înțeleg păcatul, înțeleg că trebuie să merg la Domnul Iisus Hristos și că El este șansa. Acesta este motivul. Acesta este motivul. Este o parte prealabilă, antecedentă venirii veștei bune. Necesară. Dacă nu-mi înțeleg nevoia, nu mă duc la ăla care mă poate ajuta. Dacă nu-mi înțeleg boala, sau dacă nu văd că am o boală, sau dacă nu sesizez niște simptome, sau dacă nu mă doare nimic, nu mă duc la doctor. Da? Prin Evanghelie, noi nu îi împăcătoșim pe oameni. Ei sunt deja păcătoși. Prin Evanghelie trebuie să-i facem să-și simtă păcatul. Să-și dea seama de gravitatea păcatelor lor și să meargă la acela care a venit și să mântuiască ce era pierdut. Ce era pierdut. Este foarte important de înțeles că Evanghelia este un mesaj al confruntării. Aceea, poate ați mai auzit și dumneavoastră în alte mesaje, este fundamental greșit să începe Evanghelia, Dumnezeu te iubește și are un plan minunat pentru viața ta. Ok, mă, da mă,
Unii au zis, da mă, eu din totdeauna am simțit, am avut așa o relație cu Dumnezeu, am simțit-o pe Dumnezeu aproape. Totdeauna, când mai făceam așa câte o rugăciune și mai strigam la Maica Domnului sau la Dumnezeu, simțeam că mă ajută. Da mă, de acord cu ce spui tu. N-ai rezolvat nimica. L-ai lăsat pe om, din contră l-ai și înșelat și l-ai lăsat să rămână în starea lui. L-ai lăsat să rămână în starea lui. Nu așa începe Evanghelia, nu că Dumnezeu nu iubește. Mă înțelegi greșit, dar nu așa începe Evanghelia. Cine nu crede, Ioan 3, cine nu crede în Fiul, mânia lui, rămâne peste el. Rămâne peste el. Evanghelia confruntă păcătosul. Apoi aș vrea să subliniez esența mesajului Evangheliei. Da? Ne-am uitat la metoda pe care o folosește Dumnezeu, la câteva caracteristici ale ale acestei chemări pe care Dumnezeu ne dă, aceste misiuni, mesajul lui Dumnezeu, elementul cheie, elementul esențial, l-am atins deja, este că Dumnezeu are o problemă cu păcatul omului. Ăsta este mesajul esențial. Omul asta trebuie să înțeleagă. Omul se va duce să rezolve problema lui cu Dumnezeu dacă înțelege că aceasta este o problemă în relație cu Dumnezeu. Problema omului nu este păcatul, ci problema omului este că păcatul se îndreaptă împotriva lui Dumnezeu. Problema omului nu este păcatul, ci problema omului este că păcatul stârnește mânia lui Dumnezeu. Toți oamenii care s-au pocăit cu adevărat în Biblie au exprimat lucrul acesta. Auziți-l pe David, care a păcătuit și împotriva Batșebei, a păcătuit și împotriva soțului ei că l-a ucis, a păcătuit și împotriva poporului Isaia că a lăsat un exemplu extraordinar de negativ. A păcătuit și împotriva copiilor lui care au preluat anumite comportamente de la el. A păcătuit împotriva dușmanilor lui Dumnezeu care au hulit numele lui Dumnezeu datorită lui. A păcătuit în multe feluri. Dar el când își mărturisește păcatul și se păcuiește, el spune în felul următor. Împotriva ta și numai împotriva ta am păcătuit. Că dacă nu există Dumnezeu, nu există păcat. Fără Dumnezeu nu există standard al moralității. Din punctul meu de vedere, ateismul, dacă ar fi consecvent cu el însuși, ar transforma pământul într-un iad. Dom'le, dacă nu există Dumnezeu, de ce îi rău ca eu să merg pe o lege din asta darvinistă, cel mai tare, da, așa să perpetuează, rămân cei mai tari. Și ajungem la propriu, eu zic că e și bine la un moment dat, ajungem la propriu să rămână planeta să fie populată numai de oameni tari, da? Că tot ăsta e atari care merg peste alții mai slăbuți decât ei și tot așa, și rămân cei mai tari. Și dezvoltăm o specie numai de ăștia boșii, ăștia tari. Nu? Mergem pe ideea asta. De ce e rău să omori pe unul? Cine spune că e rău? De ce e rău? Păi că-i faci rău cuiva. Și de ce e rău să faci rău cuiva? Cine spune asta? Tu? Cine ești tu? Păi ce faci tu? Legi mie? Statul? Dar cine e statul ca să ne facă legi? Dacă nu ai o lege superioară, pe cineva superior care să stabilească niște linii, transformi tot într-un haos și într-un iad. Și de fapt asta intenționează Satana. Totul este raportat la Evanghelie. Și este trist să auzim Evanghelia predicată fără Dumnezeu. Cât de greu îți merge ție, cât de rău ți-e ție, Dumnezeu vine să rezolve problemele din viața ta ca un mecanic, ca un asistent medical și așa mai departe. Nu, asta e Evanghelia. Prima mea problemă în relația cu Dumnezeu este că sunt condamnat înaintea Lui. Și vestea bună este că în Domnul Iisus Hristos pot ieși de sub această condamnare. Care este menirea? Care este menirea Evangheliei? Ce produce Evanghelia? Am auzit unii oameni spunând că Dumnezeu chiar la propriu a vrut să nimicească cetatea Ninive, dar fiindcă a văzut că s-a pocăit, Dumnezeu s-a răzgândit. Pentru că spune Iona că s-a căit. Dumnezeu s-a răzgândit. Deci Dumnezeu a avut planul clar stabilit să-i nimicească pe toți, dar Dumnezeu s-a răzgândit. Acum, dacă Dumnezeu s-a răzgândit, vă întreb de ce l-a trimis pe Iona să predice timp de 40 de zile. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Dumnezeu vrea să nimicească Ninive. Le-a dat 40 de zile. Ca să ce? Să stea așa, să fiarbă în suc propriu. Dumnezeu să ne termine pe toți. Suntem terminați. Și să simtă puțin înainte de nimicire, să simtă ce greșeli au făcut și cum au păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Nu, acele 40 de zile au fost 40 de zile de har. Au fost 40 de zile în care invitația lui Dumnezeu a fost clar făcută înaintea lor. Domnule, sunt 40 de zile să vă pocăiți, să vă întoarceți la Dumnezeu. Și acele 40 de zile și-au făcut efectul. Dumnezeu a lucrat prin Evanghelie, prin cuvântul Lui, prin lucrarea Duhului Sfânt și i-a întors pe oamenii aia cu fața spre El. Asta au fost 40 de zile de har. Menirea Evangheliei este să se întoarcă pe oameni la Dumnezeu, cu fața spre Dumnezeu. Asta este menirea Evangheliei. Nu se rezolve anumite probleme nesemnificative. Și ultimul lucru pe care vreau să-l subliniez este această motivație pe care noi trebuie să o avem în Evanghelie. Cu alte cuvinte, nu doar predicăm că esența
problemei omului cu Dumnezeu, esența problemei omului este cu Dumnezeu. Nu doar că predicăm asta, ci trebuie să fim motivați de asta. Pentru că Dumnezeu îl motivează, nu doar să îl trimite pe Iona să spună, noi aveți o problemă cu Dumnezeu. Deci voi aveți o problemă, dar nu doar că aveți o problemă. Problema voastră e în relație cu Dumnezeu, cerul și pământul. Asta e problema. Da? Nu doar asta, ci Dumnezeu îl și motivează pe Iona în felul acesta. Du-te la Ninive, căci răutatea lor s-a suit până la mine. Așa îl motivează pe Iona. Iona, du-te la Ninive, că oamenii ăștia cu păcatul au ajuns la limită. De ce sunt eu chemat să mă duc să spun oamenilor? Fratele Mihai spunea, cred că într-un mesaj de săptămâna trecută, extraordinar de important. Dacă credem că dragostea de oameni o să ne motiveze să ne ducem să le spunem, ne înșelăm. O să ne motiveze, dar nu destul. Nu destul. Nu există nimic care să ne poată ridica și să ne facă să vorbim, nici faptul că îi vedem, nici faptul că îi vedem afectați de păcat. Asta spune că toată lumea e afectată de păcat. La toți ni-i greu. Nu? Asta e. Ce? Ce? Dacă noi credem că asta ne-ar motiva, măi, e greul ăsta, hai să predicăm Evanghelia. Nu o să o facem. Ascultați-mă, nu o să o facem. Numai în momentul în care înțelegem, dacă aș putea să folosesc acest termen, supărarea lui Dumnezeu sau deranjul lui Dumnezeu care vine din natura lui. Dumnezeu nu este un Dumnezeu care ar putea să bage toată mizeria sub covor, dar nu vrea. Nu putem, ce poate mă Dumnezeu să ia? Asta m-ați păcătuit, sunteți oamenii, greu pe mânt, asta este. Dumnezeu nu poate să facă asta, că nu e natura lui, e sfânt, e drept, el nu poate. El se mânie pe păcat datorită naturii sale, el nu poate suporta păcatul, este de o sfințenie absolută, infinită. Noi nu putem să gândim magnitudinea sau măreția, slava sfințeniei lui Dumnezeu, nu avem cum. Numai motivați de înțelegerea caracterului, naturii lui Dumnezeu și a deranjului profund pe care îl are Dumnezeu, a faptului că Dumnezeu nu poate vedea păcatul înaintea ochilor lui, că îl supără extraordinar de mult, infinit de mult. Numai înțelegerea acestui lucru ne va face să vorbim despre Domnul Iisus Hristos. Nu înțelegerea acestui lucru, nu dragostea de om, asta este importantă și asta este o motivație. Este o motivație legată de prima motivație. Eu îl iubesc pe om de ce? Că Dumnezeu îmi cere să iubesc oamenii. Da? Dar mă duc să spun despre Domnul Iisus Hristos și atunci toate scuzele noastre, toate ideile noastre dispar, să știți. Dumnezeu îi deranja profund. Poți să trăiești cu ideea asta că Dumnezeu îi deranja profund de oameni care trăiesc în păcat, poți să trăiești cu ideea că Dumnezeu ți-a poruncit să te duci să le spui lucrul acesta și să-i chem să rezolve problema pe care o au cu Dumnezeu, poți să trăiești cu ideea asta că tu nu faci lucrul acesta când Dumnezeu se află în relația asta cu oamenii. Haideți să înțelegem, aceasta este motivația supremă. Chiar și copilașii noștri, că zic, ai, un îngeraș. Și vezi că începe să se dezvolte răzvrătirea și începe cu anii care trec să prindă răzvrătirea rădăcini tot mai adânci în viața lui și te întristează lucrul acesta. Înțelegi că copilul tău ajunge la un moment dat în care e conștient de ceea ce face. Îi place ceea ce face. Vrea să facă lucrurile alea. Și este împăcat. Înțelegi că prima problemă nu este că mă face de rușine în cartier. Ce o să spună lumea? Ce o să spună la școală când îl văd că copilul meu are nu știu ce comportament? Nu asta e problema. Și problema este că fiul meu are o problemă cu Dumnezeu. Asta este problema. Aduceți-vă aminte de Iov. După ce își făceau ăștia bucuriile lor, sindrofiile lor, Iov îi lua pe fiecare în parte și aduceau câte o jertfă pentru ei, că poate o supăra careva pe Dumnezeu. Asta este Evanghelia. Dumnezeu să ne facă să înțelegem profund care este mesajul, care este lumea în care trăim și despre ce e totul până la urma urmei. Ce cu noi pe pământul ăsta? Suntem chemați să fim reprezentanții lui Hristos, ambasadori ai lui Hristos. Suntem chemați să predicăm acest mesaj al împăcării omului cu Dumnezeu prin persoana Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să ne dea putere. Amin.